Игорь Додон трăiește cu un singur gând, să încerce, să încerce, repet, să câștige alegerile prezidențiale din primul tur. N-are nicio șansă, dar știți cum el ca omul la țară, întrebarea, încercarea vină n-are, da? Așa e Dodon. El astăzi a să folosească biserica, icoanele, preoții. Dacă guvernul, dacă nu se implica Dodon, guvernul nici într-un caz nu admite alegerile care au avut loc în Hâncești, care este astăzi, cunoaște deja toată țara, că este al doilea focar de infecție după Chișinău. Ce s-a utilizat acolo, domnule Mișin? Microbuze, butelii, cum le zic la țară, baloane cu gaz. Acum avem sate întregi în carantină. Cu ce sunt vinoveți acești oameni? Din cauza că unul vroia să dea butelii roșii cu gaz, că Dodon vroia să-i demontreze cuiva, nu știu ce. Și cea mai mare tragedie este că partidele pro-europene, blocul acum, a fost singurul om, Dorin Chirtoacă, trebuie să recunoaștem, care a spus: oameni buni, eu particip în alegeri, dar nu ieșesc la vot. Deci la oameni îți dădeau telefon că este cod roșu, stați acasă. Pe din altă parte se aranjau microbuze ca să duc oameni la lege. Iar asta este cea mai mare, este cea mai mare tragedie. Înțelegeți că astăzi pentru Dodon politicul este mult mai important decât sănătatea și siguranța cetățenilor. Iată, asta este un lucru groaznic.